CEO-ului X sunt puțin mai banale, pentru că acolo vorbim de clienți care au suficient bani să acopere toate căutările, să intre pe listă oriunde vor ei și chiar nu este exciting pentru mine, cel puțin. Este interesant așa ca și relație de client service, să zicem, dar nu neapărat challenging din punct de vedere al conversiilor. Ok. Asta este un motor care funcționează, da? Cel puțin pentru doamna sau domnul din imaginea funcțională Eurovision, da? Și dacă nu poți convinge publicul, măcar încearcă să-l confuzeți cumva, să-l bagi în ceață. Deci, în seara asta, dacă nu vă convin cu exemplele mele de small business, măcar sper să vă ridic câteva semne de întrebare. Care sunt întrebările unui nou advertiser? Și aici am ales un domn foarte, foarte good looking, așa, foarte sexy. În primul rând, cred că se întreabă care este bugetul potrivit pentru contul meu. Da? Cam asta le întreabă clienții mici când vin și se întâlnesc cu noi. Noi le spunem potențialul AdWords, ce poți face, tipul de campanie și așa mai departe. Însă, la sfârșit, se rezumă la această întrebare. Câți bani îmi trebuie? De cât este nevoie? De asemenea, se întreabă care este bugetul potrivit în industria mea. Da? Pentru că diferă de la o industrie la alta bugetul pe care îl atribuie unui advertiser. Răspunsul meu este că bugetul adecvat este cel care îți aduce cel mai bun, cel mai mare ROI. Da? În cel din urmă este important să vezi ce îți aduce investiția și nu neapărat cât bagi în el. Dacă demonstrăm clienților că banii pe care au investit chiar le aduc rezultate, în cazul ăsta îi convingem să continuă să investească în AdWords. Și vorbea Marius mai devreme de persoane din business care nu sunt convinse de faptul că AdWords dă rezultate. Asta poate este doar o experiență negativă, rezultatul unei experiențe negative pe care au avut-o în trecut cu AdWords. Ok, mai este un lucru pe care vreau să-l spun astăzi. Marius Domnvărțu, cred că este pe afară și el este pasionat de sporturi și în seara asta o să vorbesc de unul dintre sporturile pe care le ador eu, este ciclismul. Sunt mai nouă în sportul ăsta și astăzi este o zi specială, 26 iunie, în 1819, se patenta bicicleta. Da, este o informație deosebită. De asta am luat niște exemple din zona asta cu biciclete. Așa că vreau să știu cine din cei din sală are o bicicletă. Ok, perfect. Bun. Am să dau câteva exemple, o să fac puțin o paralelă între tipul de bicicletă pe care îl ai și tipul de campanie pe care o urmezi, da? Și aici am început cu Safe Ride, da? Dacă stați în București, luați o bicicletă și vreți să plimbați ea prin oraș, da? Este o bicicletă aici destul de simplă, da? Nu are viteze, nu are nimic, doar te plimbă prin oraș, este foarte drăguță, bună pentru orice hipster de asemenea. Cam așa se descrie și o campanie de search. Aici am luat un exemplu simplu, un advertiser care face o campanie de search, să zicem, care face anul cu AdWords, două campanii de search. Probabil o campanie o să fie pe zona de branding, dacă este nevoie, cealaltă pe principalele cuvinte cheie din area lui de activitate. În cazul în care sunt un advertiser foarte mic, eu aș pune în zona de cuvinte cheie din zona lui de activitate 20 de lei pe zi, iar în zona de branding sau cuvinte puțin mai generice, mai departe de focusul lui, aș pune 10 lei pe zi. Asta înseamnă un buget de 900 de lei pe lună, care este destul de ridicat când vorbim de un business mic. Da? Noi avem clienții aceștia foarte mari de care ați auzit mai devreme, însă avem și business-uri locale. Să zicem, avem un client din Timișoara care face cupcakes. Da, deci este o doamnă care nu are nimic de a face nici cu zona de online, nici cu AdWords, cu absolut nimic. Când îi spun, ok, luna asta te costă 900 de lei ca să promovezi cupcakes pe online în Timișoara, ei, într-adevăr, îi se pare investiție mare. Deci, de fiecare dată ne raportăm și la posibilitățile pe care le au clienții noștri. De ce este important să începem cu campania de search în momentul în care promovăm un business online? Campania de search este cea mai sigură, să zicem. Aici iau exemple din zona de e-commerce, da? Noi, în principal, ca și agenție de performance, avem clienți din zona de e-commerce. Nu vorbim de neapărat de obiective de awareness. De ce este atât de sigură o campanie de search? Este că rata de conversie, în general, este mai ridicată. Utilizatorii știe exact ce își doresc,
da? Faci o căutare, de exemplu, de cupcakes cu ciocolată sau caută, nu știu, mâncare pentru câine sau ceva de genul. Dar deci știu deja ce își doresc, faza lor în procesul de decizie, de cumpărare, este puțin mai avansată. Da? Ei știu deja ce își doresc. De asta, cu business-urile pe care le gestionăm prin campanie AdWords, începem în primă fază cu search. Da? Din search îți aduci acel trafic care știe deja ce își dorește, ce vrea. Ei caută proactiv pe Google. În momentul în care începem să rulăm campania, așteptăm și urmărim evoluția ROI-ului, ne uităm, optimizăm până în momentul în care ajungem la un nivel care ne asigură acoperirea investiției. În momentul ăsta, mulți dintre clienți o să zică, bine, funcționează, atunci rămâne pe search. Însă, ar trebui să meargă dincolo de asta, da? Să nu se oprească la ce le aduce search-ul, exact acei oameni care știe deja ce vor și că vor cumpăra, de exemplu, nu știu, o pereche de pantofi, să ajungem și la cei care nu sunt deciși încă și pe care trebuie să-i convingem. Aici am dat un exemplu de site cu lejerie pentru femei. Încă o dată suntem în zona asta de sport. V-am spus că mă pasionează. Site-ul racerbra.com, un site în română, care vinde lejerie de sport, lejerie de damă, dar specific pentru sportivi. Ei n-au foarte multe produse, au câteva suchene, au și 2-3 produse pentru bărbați, deci oferta este extrem de limitată și nișată. Dar deci nu este lejerie pentru seară sau pentru noapte mai speciale. Este lejerie de mers la sport. Ce rezultate am avut cu această campanie? Bugetul alocat poate vă face să râdeți 1 euro pe zi. Da? Pentru acest advertiser a fost doar un test, vreau să vadă dacă într-adevăr funcționează. CPC-ul 7 cenți, rata de click 17%. Rata de conversie, în cazul lor, 3,85%, deci aproape 4% din traficul adus pe site a convertit. Costul pe conversie, 1,82 de euro. Iar valoarea pe conversie, 30 de euro. Cum vi se pare raportul ăsta? Genial, da? Și investiția a fost 1 euro pe zi. La sfârșitul lunii, într-adevăr, se adună 30 de euro, însă acei 30 de euro sunt foarte bine investiți. Cred că, ok, s-a afișat. Asta sunt datele din cont, în caz că nu mă credeți. Și ce este important să remarcați acolo, în partea dreapta voastră, este impression share. Da? 99,61% impression share în acest caz. Deci vorbim de lejerie pentru sportive. Cu 1 euro pe zi, acest advertiser reușește să acopere 99% dintre căutările existente în google.ro. Dar deci este impresionant ce putem face doar cu 1 euro pe zi. Și vedeți un ce ați putut face în situația asta pentru clientul ăsta? Ce am putut face pentru clientul ăsta în situația asta? De ce? Pentru că nu ce putem face în general. Asta e un caz fericit, asta vrei să zici. Da, este un caz fericit, într-adevăr. Dar sunt și oameni talentați în spate care au făcut ceva. Deosebit, voilà. Ok. În cazul acestui advertiser, ne-am limitat doar la search. Asta au vrut să facă în momentul de față. Dar următoarea etapă, în momentul în care vorbim de bugete, este să vedem cum ne dezvoltăm. Ok, ne limităm doar la 99% din search impressions share, unde se află totuși publicul nostru, audiența noastră target. Așa că mergem la un upgrade și ieșim din oraș. Nu mai avem bicicleta aceea de oraș fără viteze, ne luăm un mountain bike care ne permite să ne plimbăm și prin pădure la Pusnicul, la Bănața sau unde vreți voi. Da? O bicicletă puțin mai complexă. Câteva statistici care demonstrează importanța punctului de campanie pe care am să vin prezint. 75% dintre vizitatorii site-ului pleacă fără să convertească la prima vizită. Iar cei pe care le targetăm au cu 70% mai mult șanse să convertească și un coș de cumpărături mai mare cu 50%. Nu. Am zis că cei pe care le targetăm... Înainte, 75% pleacă. Da. Și restul 25% ceva.
e posibil să convertească sau să nu convertească. Nu, dar ideea e că păstai, dar nu știi ce fac. Nu știi ce fac, da. Ok, așa că aici am luat un exemplu de campanie de, de e-marketing. Ce buget am pus aici? Am pus doar 10 lei, pentru că aici diferă bugetul în funcție de numărul de cookie-uri pe care le avem. Da? Contează câte cookie-uri am strâns din, din campania pe care le-am avut sau din traficul care ne vine pe site și în funcție de asta putem estima bugetul, bugetul real. Într-o situație în care avem o campanie pe search și o campanie de remarketing, bugetul acestui advertiser ar trebui să fie undeva la 1200 de lei, bugetul lunar. De ce este importantă campania de remarketing? În primul rând pentru că deja ați plătit pentru traficul adus în site. Da? Fie că este SEO, fie că vorbim de traficul, traficul organic, ați investit timp în a optimiza site-ul și a aduce trafic în, în site. Fie că este CPC, Facebook sau alte surse, în principiu ați investit ceva, nu neapărat bani, poate timp, pentru a duce traficul în site. Din moment ce acesta este trafic plătit cumva de voi, este păcat să-l pierdeți. Da? De aceea o campanie de remarketing este importantă pentru a readuce pe site traficul pe care l-ați întâlnit deja odată și a-i convinge să convertească. Ce este important și valoros în cazul campaniilor de remarketing este faptul că acei utilizatori vă cunosc deja. Sunt familiarizați cu site-ul vostru, iar un banner care exprimă foarte bine asta, vedeți mesajul care spune come for the dresses, stay for the dresses. Da? Subliniază faptul că, ok, la noi pe site ai rochii și dacă vii pentru rochii, stai pentru rochii, nu vii pentru altceva, nu pentru încălțăminte și nu pentru like-uri eventual. Și încă un sfat, comunicarea trebuie să fie personalizată sau suficient de personalizată astfel încât să-ți convinge audiența să revină pe site. Aici este un mesaj genial din punctul meu de vedere, un banner extraordinar. Come back after you're done watching cat videos. Da? Pentru că este ceva normal, se întâmplă tuturor, intri pe un site, după care te uiți puțin pe Facebook, vezi un link către o pagină care te interesează, către un video, îți scrie cineva pe Messenger și absolut ești distras, da? Doar că eu mi-aduc aminte că inițial ai vrut să-ți cumperi o roche, așa că te invit să revii pe site. Am luat aici un exemplu de al unui advertiser, la fel mai micuț de la noi. Produs Educant se numește site-ul și, în principal, vinde produse pentru dieta Ducan. În cazul lor, încă o dată, prin search, acoperă deja toate căutările posibile pentru produse Ducan. Performează destul de bine în zona de search, însă vreau să se dezvolte dincolo de zona de search. Așa că avem o campanie de remarketing. Mesajele diferă în funcție de audiență, dacă sunteți femeie sau bărbat. Așa că avem aceste mesaje pentru doamne, cu regim sănătos, siluetă de invidiat, pentru că doamnele vor să se simtă admirate, lăudate, invidiate, da? Și vedem produsele în față și cu o încântare în spate. Iar pentru domni am pus ceva mai masculin așa, regim sănătos fără prea mult efort. Pentru că știm că nu toți dintre voi sunteți pasionați să mergeți la sală și să lucrați acolo. Așa că am folosit acest mesaj fără prea mult efort. Da, și am fost, cred că mai merge profund. Da. Ok. Mergem? Ok, bun. L-am bătut. Ok, și aici am scos, în al doilea banner, am scos cântarul din spate, tocmai pentru a nu atrage atenția asupra acestui lucru. Bărbații nu stau chiar atât de mult ca femeile pe cântare, deci nu i-ar fi atras neapărat cântarul cu fundiță roz din spate. Și sub urmă. Are o întrebare. Da. Au fost subire cu anumite de strate? Aceste două? Da, aceste două le avem acum. Am avut și alte banneri înainte, adică nu... Creația de variază de obicei, la, cam la două luni schimbăm deja, pentru că este mult prea mult. Deja văd prea frecvent același conținut. Avantajele campaniei de remarketing, în momentul în care vorbim de remarketing versus GDN,
Bun. Nu știu dacă... Merge. Okay, conversiile sunt la un preț mai redus decât pe GDN. Da? Pe GDN, într-adevăr, avem click-uri la un preț mai, mai mic, dar am mai puține conversii. Valoarea în cazul nostru și în cazul acestui, în cazul acestui advertiser a fost mai mare la coșul de cumpărare. Deci vedem că cei care revin pe site, cele din urmă, cumpăr mai multe produse, poate că au cumpărat în trecut și acum se gândesc să-și refacă stocurile de produse Dukan. Cea mai redusă rată de bounce, încă o dată pentru că ei ne cunosc deja, au fost pe site și nu le este absolut nou site-ul. Cunosc câteva din produse, reușesc să se repereze, deci nu este o primă vizită pentru ei. Și aici am pus o mică bicicletă extrem de sănătoasă pentru publicul nostru de produse Dukan. Ok, nu am insistat aici pe structura campaniei. Am dat câteva exemple pentru că vorbeam și mai devreme de tipuri de remarketing. Câteva exemple foarte simple, un tip de campanie ar fi aceasta în care targetăm pe cei care au intrat pe site, dar nu au făcut nicio conversie, da? Și eventual acelora le putem arăta produsele noastre și prețuri promoționale. Avem o altă campanie de remarketing prin care putem vinde produse complementare, da? Și al treilea exemplu pe care l-am dat aici este exemplul celor care au făcut bounce, da? Nu de fiecare dată înseamnă că au făcut bounce pentru că nu interesa absolut deloc site-ul. Poate că doar nu au avut suficient timp, mi s-a întâmplat ceva, nu știu. Ne gândim că este o ocazie totuși să interacționăm încă o dată cu ei și poate la o altă interacțiune vor decide că produsele respective interesează. În cazul acestui advertiser, bounce-ul este foarte frecvent legat de prețul produselor, care este puțin mai ridicat. Poți să întreb aici? Sigur. La bounce, cum e? Bounce-ul din Google Analytics? Da, bounce-ul îl luăm cu Google Analytics. Cât timp era în curăț? Cum se calculează el? Cum se calculează bounce-ul? Da, eu am citit. Deci am un bounce nu prea mic, 0.13/6. Ai de două ori pus code de Analytics. Da? Yes. Da. Ai văzut? Am fost suficient să treci. Ba da, are două ori code de... și el interpretează greșit. Da, poți să verifici acum. E prea mic. Da, este destul de mic, într-adevăr. Ți-a de două ori. Ai vreun invent pe pagină? Noi acolo de două ori. Ok, super. Acum am. Mai pot dată să fie de trebuie și de trebuie să dăm bama să mi-e gătă. Dar nu-i cum ajută. Nu cum te-am vrut. Nici eu cum ne-am. Ok, mergem mai departe. După ce am convins clientul să intre și în zona de marketing, începem să devenim mai încrezători și mai curajoși și vrem să ne vadă lumea, da? Luăm o bicicletă de asta care este mai arătoasă și mai scumpă, care chiar se face remarcată pe stradă. Dar și este momentul să ne arătăm lumii și să ne vadă și cei care ne cunoșteau prin marketing. Așa că aici am luat un exemplu de campanie de display. Investiție de 30 de lei pe zi, aici am pus același buget ca și la campania de search, pentru că dacă pe search știi că oamenii sunt interesați de produsele tale, pe display nu știi ce vor. Nu știi dacă îi interesează să cumpere o bustieră pentru alergare sau dacă îi interesează să cumpere un pachet de cereale, însă ce ne aduce display este o vizită la un preț destul de mic. Costul CPC-ul este destul de mic, deci ei ajungem să cunoaștem mai bine audiența care ajunge la noi pe site. Trei exemple de campanie aici. O campanie targetată cu placements. Aici, ca și cost, mie mi se pare cea mai profitabilă campanie, pentru că decideți voi pe ce site-uri vreți să fiți afișați. Ok, deci dacă, în cazul meu, exemplu cu produse Dukan, sunt bloguri și persoane care scriu articole. Cred că ar trebui să renunțăm la microfon. M-auziți? Da, sunt. Perfect. Revenim la placements. Cum vă spuneam, în cazul exemplelor noastre, în cazul campaniilor pe care le-am făcut, placement dau de obicei cele mai bune rezultate, pentru că decidem noi, individual, pe ce site-uri vrem să ne afișăm. Da? Decid
dacă sunt site-uri de plătit sau site-uri de, sau bloguri și așa mai departe. Ce funcționează cel mai bine după placement este targetarea contextuală, în care spun, ok, vreau să mă afișez pe pagini de site-uri care conțin anumite cuvinte cheie. Iar a treia poziție în cazul acesta, interese, aici funcționează mai puțin bine, rata mea de conversie este mai mică, tocmai pentru că interesele nu sunt suficient de precise. V-ați uitat vreodată în setările voastre de browsing, de browser, să vedeți ce interes aveți? Și de câte ori erau 100% ce faceți voi sau interesul vostru? Bine, în cazul meu nu este reprezentativ, pentru că chiar am toate interesele pe care putea să le aibă Google vreodată. Dar m-am uitat la alt prieten și de obicei e posibil să aveți mother and child sau alt tip de interes, cu toate că voi n-aveți un copil sau că n-ați fost vreodată interesat de a cumpăra produse pentru copii. Da, deci în momentul în care voi targetați pe interese, Google se uită în comportamentul vostru de browsing și identifică, nu știu, poate că tu, despre tine o să zică că ești pasionat de bucătărie, cu toate că nu tu ai căutat neapărat ustensile pentru bucătărie, dar prietena ta când s-a conectat de pe laptopul tău, da? Deci, în zona de interese, sunt rezultate, dar nu neapărat la fel de bune ca targetarea pe placement sau contextuală. Și... pe orice browser sau doar pe Google Chrome? Pe orice browser, depinde dacă ești conectat sau nu, dacă ești logat sau nu. Dacă ești locat la Google. Da, aveți fiecare dintre voi un profil, da? Profilul de comportament online, da? Și în cazul meu zice că sunt pasionată de jocuri pe calculator, dar n-am jucat vreodată jocuri pe calculator. Și unde vedem profilul? Sunt undeva în sector, nu știu să vă zic exact cum ați făcut acolo, dar undeva în sector. Și e open by default? Adică omul mai default ce înseamnă? Adică mă înregistrează fără să-i zic eu că vreau? Da, aveți totul înregistrat, ce puteți face în schimb este să dezactivați. Da, asta e introdus acum câțiva ani, 2-3 ani. În urmă știu că atunci te întreba dacă vrei să-ți șeruiești istoricul de notificare. Ce puteți face este să dezactivați anumite comportamente. Adică dacă vă spune că sunteți pasionat de porn, cred că nu vreți să se vadă în fața ăla și puteți să dezactivați sau de alte zone, clar. Adică, în cazul meu, cum am spus... Ai redundat interesul pentru că la jocul e jocul video, da? Dacă vedeți că sunteți targetați cu anunțuri de jocuri video, dar nu jucați jocuri video, se întâmplă să fie din cauza... Cei care nu sunt constanți și care nu ai formații de ei, practic... Atunci nu se fie targetați prin campania asta. Păi nu, dar dacă te-ai conectat, odată să rămâne cu Q1 un an de zile. Deci eu la oricum știu că era să te vedeți. E deștept. Da. Bun. Ok. Suntem short on time. Bugetul total în cazul acesta am pus 30 de lei pe zi. Ajungem deja la 2100 de lei pe lună pentru advertiser care a decis că va avea pe lângă search și marketing, va avea și o campanie de display. Dezavantajul campaniilor de display că nu îl găsești pe acest utilizator exact în momentul în care își dorește să facă o achiziție. Da? Deci el este într-o altă zonă, zonă de entertainment, poate că, nu știu, doar caută ceva, citește un articol sau vorbește cu prietenii pe net, dar tu, în schimb, îi trimiți un banner, el nu este pregătit neapărat să cumpere produsele tale. Ce facem aici? Folosim imagini cu un foarte mare impact. Și aici vorbim de creație, de bannere care trebuie să fie excepțională, lucru care nu se întâmplă frecvent în România, după cum bine ați remarcat, sper. Un exemplu de banner care este extrem de eficient, Here Comes the Sun. Early gets up to 70% off. Da? Am trei pantofi, îmi zice că vine vara, ăsta e tot mesajul. Shop. Și ăsta e call to action-ul meu. Extrem de simplu, extrem de eficient. Harris. Încă un banner care mi se pare excepțional pentru domnul, nu știu dacă v-ar crea dorința să dați click și să vedeți ce se află dincolo de bannerul ăsta. Dar mie mi se pare impresionant ce au putut să facă. Cât de simplu și cât de curaj. La cine am auzit de Harris? Nu în România, da? Bun. Exemplu de campanie, un advertiser de care vă vorbeam mai devreme, Carusel de Delis, cel din Timișoara, advertiserul care face cupcakes și, în cazul ăsta, și candy bar. Asta este o creație făcută de echipa de la Conversion. Alege candy bar pentru momente speciale din viața ta. Da?
aici, într-adevăr, poate că vă uitați pe un blog de gătit sau un blog de nu știu, pregătit petreceri pentru copii, mesajul este destul de clar, iar imaginea aceasta vă duce exact într-o zonă de poveste, cu dulciul, tot este frumos, fabulos și așa mai departe. Deci este un banner adaptat exact clientului și mood-ului pe care vrea să vi-l producă. Banner-ul ăsta l-ați folosit în campanie de display? Da, acum am început. E da, campanie și fără buton, așa convertește? Da, funcționează. Asta este un banner mai vechi în care promovam macaruni și asta se întâmpla în perioada în care, cred că era în luna martie, unde existau cadourile de 1 și 8 martie, dar era cadouri delicioase pentru cele mai frumoase momente. Ce obții printr-o campanie display? Acces la noi potențiali clienți, engagement redus, din păcate, bounce rate-ul este destul de mare, rata de click mai mică, pentru că nu ne cunosc neapărat. CPC mediu 0.08-0.25 variază și rata de conversie redusă, cum am spus, mai redusă decât zona de remarketing. Bun. Ultima etapă pe care am imaginat-o eu este cea în care you go wild, da? Îți alegi ceva care chiar să te facă să trepidezi și aici este un model de bicicletă pentru downhill, dar folosesc cei care sunt mai aventuroși. Și am exprimat asta printr-o campanie de YouTube în care după ce ai obținut ce vrei din display și din remarketing și din search, îți zici ok, vreau ca lumea să mă cunoască exact în momentul în care ei sunt în zona aceasta de entertainment, vreau să fiu vocal, vreau să mă audă. O campanie de YouTube pe care am ales-o încă o dată aici prin topics, placements, keywords. Da, aveți căutările care se fac pe YouTube și pot să te afișezi pe anumite căutări. Buget total 30 de lei pe zi, ajungem în cazul acesta 2400 de lei pe lună pentru acest advertiser. Și aici am luat un exemplu care nu este de la noi, dar un exemplu care funcționează foarte bine, dacă l-ați văzut, cel puțin eu am fost targetată, poate și doamne și domnișoare din sală. Exemplul acesta este cu Venus. L-ați văzut până acum? Ok. Ce au făcut cei de la Gillette cu această campanie pentru Venus e că au creat o poveste. Aici aveți un video cu domnișoară care merge la piscină, iar în continuare vi se propune jos în partea stângă vi se propun două alte videouri care continuă povestea. Da, una în care ea se duce și vorbește cu prințul șarman care stă pe marginea piscinei și încă una în care nu știu ce se întâmplă, nu știu ce să se aranjeze domnișoara. Deci au creat o continuitate, au creat o poveste. Ce este surprinzător și este prima dată când văd lucrul ăsta, e această opțiune de cumpăr acum, dacă ați văzut-o, este în video, în momentul în care voi sunteți pe YouTube, aveți această opțiune de cumpăr acum și, din fericire pentru noi, acest buton duce într-un site de pe care puteți cumpăra. Unde credeți că ne duce? Pe ce site? Gillette? Retailerul care este EMAG, cei de la EMAG vând produsele Gillette, Gillette nu are vânzare online de produse, deci cum vă spuneam, o situație fericită pentru noi, pentru că acest trafic este dirijat către site-ul EMAG. Este dat de opțiunea de la YouTube, este embedded, adică el există acolo, nu este un video. Așa, mică întrebare. Un client care... Nu știu, ar vrea să investească 35 de pe YouTube, nu o să aibă bani de astfel de spot. Da, clar, aici este vorba de creație. Ok, ce oferi unui client care e dispus să aibă spending budget pe YouTube la 30, 40, nu știu, o zonă din asta, o sumă micuță, da, ca să poți ajunge să ai rezultate? Ok, acum, sincer, vorbind doar cu tine, ai văzut vreodată creație video proastă pe YouTube? Da. Exact, păi acolo ajungem, da? Deci sunt oameni care fac, o să zicem, am un client care vinde plase pescărești, da? Plase pentru pescari. Omul ăsta își face singur, pentru că, într-adevăr, nu își permite o astfel de creație extrem de avansată, își face singur. Păi nu, ideea e că pornim de la premiza că putem seta o campanie cu 30 de lei pe YouTube, uh-huh, da? Un om care ar seta o campanie cu 30 de lei pe YouTube cu voi sau cu oricine altcineva, da, înseamnă că ar da foarte puțin și ar face un clip prost. Un clip prost nu înseamnă neapărat că este prost. Adică, scuze-mă, un clip prost, din punctul meu de vedere, poate să fie ceva extrem de nișat. Deci eu am văzut clipuri care tu, într-adevăr, le considera proaste, dar care îți arată cum să-ți instalezi, nu știu, un stup de albine, da? Clipul ăla funcționează foarte bine pentru un anumit segment din piață.
Am dat exemplu de acest expertar pe care face plasă pe Scărești, da? Poate că tu nu știi cum se instalează o plasă, astăzi pentru vestan individual și care lucrează într-o companie, da? Deci clipurile respective funcționează pentru anumită, un anumit segment de piață. Poate că nu este la acest nivel de ludic, extrem de glamorous și așa mai departe, este mai practic, dar funcționează pentru segmentul lor de piață. Știi, poate să fie ca un tutorial sau altceva. Poate că nu ești de acord cu mine, putem să discutăm pe tema asta, dar advertiserii mici își fac creația proprie, într-adevăr, la fel de avansată ca aceasta pe care o avem aici, dar care funcționează pe audiența lor target, care e mai puțin avansată decât suntem noi cunoscători de online și care petrecem toată ziua pe YouTube, să zicem. Bun. Exemplu de campanie de la IMAR, a făcut această campanie Revoluția Brandurilor, o știți? Ok, a început de ieri și continuăm până la mâine, Revoluția Prețurilor, cei de la IMAG au decis să intre cu o campanie pe YouTube. Auziți, asta sunt reclame de genul Skip Now, nu? Da. Dar văd că are 20 secunde și apare Skip Now. Adică e filmulețul, aveți la asta? Aici poți să intri în channel. Da, da, da. Poți să intri în channel și să faci... Asta, nu știam. Te stresa. Ok. Te stresa, că nu poți de YouTube. Ce s-a pus pe YouTube este costul per view, da? Care este... Unii spun într-adevăr la un euro, la un cent, pardon, cu advertiserii mai mari, noi avem experiența aceasta de 2 cenți, pentru că nu vrem neapărat să ne afișăm pe orice tip de conținut, mergem puțin mai nișat, da? Ne alegem noi conținutul pe care vrem să ne afișăm, în primul rând destul de manele, care într-adevăr te costă puțin, dar poate că nu sunt audiența ta target. CPC-ul mediu este într-adevăr mai scump pentru că, așa cum spuneai tu, unde e butonul de skip now, utilizatorii se vor uita în principal după acel buton și neapărat dau click pe video sau vor să ajungă în site. Ok, deci v-am prezentat aici patru modele de structură de cont în funcție de ce își permite un advertiser. Acum aș vrea să știu dacă aveți voi întrebări pentru mine. Că am depășit timpul asta cu... Am eu o întrebare la... butonul ăla de cumpără din filmuleț cu Linux. Da. Unde duce? Pe ce mă le în EMAG, în pagina cu îngrijiri personale. Sunt două produse. Deci este o pagina de produs. Pagina de produs, două produse la EMAG. Și poți să cumperi direct de Linux. Ok. Sigur. Și o întrebare. Prima oară că vine aici, nu am întrebat parte asta. De ce Macul și cu Mercatorul nou OLX apelează la servicii online? Când ei sunt, dar promovar online, când ei sunt peste tot și fizici, în televiziuni. De ce mai au nevoie, cel puțin de Macul? Noi. Pentru că nu toată lumea se uită la TV, eu nu mă uit la TV. Da? Eu sunt online și cu toate că cunosc Macul, trebuie să mi se aducă păi, dacă eu, de exemplu, așa știu să dau 2, 3, 4, mă refer pentru Mac. Nu intru pe Showmania sau pe Price.ro pentru ce vreau eu televizorul respectiv și găsesc cu 30-40 de lei mai ieftin. Asta zic, mă gândesc de ce mai apelează ei, sunt eu curios pentru mine. De ce apelează ei la servicii de promovare online, când ar putea să facă ce? Întrebarea ta... EMAG-ul este un magazin online, adică... Deja e un vol din punctul meu de vedere. Da, oricum, v-am întrebat mai devreme, dacă știți... Contează unde investesc, atât că vreme când îi vin peste. V-am întrebat mai devreme dacă cunoașteți această campanie, Revoluția Prețurilor. Dar televizor, toată lumea... nu după eu. Dar toată lumea a zis da. Eu nu mă uit la televizor, dacă nu aflam de la televizor... Și am văzut 5-6 penele astăzi din militar până la 1. Foarte bine. E de asta unde voi scrie acolo, ca să vă aducă aminte. Nu înțelegeți și online, eu nu aș da click pe cel puțin pe imam, îmi dau click. Dacă văd la PC Garage sau de la Octal, sau dacă văd la Octal, îmi dau. Vezi o pilă, îți dau eu un pilă, să știi. Cum? Te-ai pus o pilă, îți dau eu un pilă. Da? Bine, am să fac exact cum mă duc acum. Trec pe la birou să opresc, da? Bun. Poți să da. Da, sigur. Cum poate atenție ca voi să facă profitabilă o campanie care costă un euro pe zi? A spus că ați făcut testare, sau că ați făcut testare cu cam un euro pe zi. Da. Dar un euro pe zi înseamnă că adresează lucrurile, plătește pentru campania cu 30 de euro. Da. Să certificați și voi. Asta este o campanie pro bono, deci nu e... Am primit.
deci da. Este și un exemplu foarte bun pentru voi. Marci, mai repede, 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 repede. Ok, mai puneți în vârf. La finalul prezentări sunt câteva chestii pe care le-am lansat. 63% dintre participanți rețin povestea. Mergem cu bicicleta, ne plimbăm din oraș, ieșim din oraș și mergem la pădure. Doar 5% rețin statistici. Ce se întâmplă cu restul de 23%? 32%. Ce credeți că se întâmplă cu ei? Ce-au făcut? Cred că au stat pe telefon și s-au uitat la pagina de Facebook. Cel puțin asta am remarcat eu cât am stat la prima prezentare și m-am uitat la nici măcar la scoală. Vă mulțumesc foarte mult!